Salutare, prieteni! Așa cum smartphone-urile Xiaomi sunt destul de populare la noi pe canal, dar și printre abonații noștri, în sfârșit o dat domnul și am zis să ne apucăm de acel episod cu top chestii super tari pe care le poți face pe astfel de smartphone-uri, mai exact pe noua interfață MIUI 10. Eu zic să nu lungim mult vorba și să-i dăm bătaia! Cea mai semnificativă evoluție legată de soft pe smartphone-uri în ultima perioadă, cred eu că este noua interfață MIUI 10. Aceasta s-a lansat de ceva timp, dar update-ul a început recent să apară pe tot mai multe smartphone-uri. Acum pe ecran puteți vedea o listă cu toate device-urile ce suportă noul MIUI 10, așa că nu uitați să faceți cât mai curând update-ul. Schimbările majore se văd datorită redesign-ului. Avem un centru de notificări și de control complet redesenat, arată mai aproape de noul Android, sliderele de volum, luminozitatea la fel s-au schimbat și au devenit mult mai practice. Avem și o nouă interfață pentru aplicațiile deschise, mai pe scurt, o grămadă de chestii interesante. Începem cu centrul de multitasking. Aici apar 4 aplicații concomitent, ceea ce e super comod, însă la o apăsare continuă pe fiecare ai posibilitatea de a intra în setările acestea. Poți să incluzi aplicația în split screen sau apăsând această lăcățică, impui smartphone-ul să o mențină în permanență deschisă. O să mai repet încă o dată că gesturile din MIUI 10 sunt cele mai comode din toate Android-urile de până acum. Cine încă nu le folosește poate intra în setări la compartimentul Full Screen Display și aici ai parte de un mic tutorial cum să le folosești. Ce nu știu tare mulți e că pe lângă swipe-urile laterale pentru a da în urmă, dacă menții swipe-ul mai mult de o secundă, poți trece la aplicația vecină. Super comodă chestie! O chestie super nebună pe MIUI e Second Space-ul, care practic îți permite să ai două telefoane într-unul. Ai separat un spațiu cu aplicații, fotografii, account-uri, setări, iar faza cea mai tare e că pentru pornire poți seta un anumit fingerprint. Așa că atunci când deblochezi telefonul cu degetul din stânga, se deschide profilul meu cu toate setările, fotografiile și profilurile. Deblochez cu degetul din dreapta, așa. Op, și se pornește profilul meu de lucru, unde sunt aplicații separate, la fel, account-uri separate, poți, spre exemplu, să setezi aici jocurile copiilor, mai pe scurt, o grămadă de întrebuiințări are chestia asta. Pentru cei cu device-uri mai slabe și nu numai, avem Game Booster-ul. Nu e o chestie nouă, dar foarte puțin știu de ea. Dacă nu o găsești pe ecran, intră în aplicația Security, de aici o poți activa. După e necesar să adaugi jocurile în acest booster și să le pornești doar de aici. Astfel, smartphone-ul forțează un pic componentele interne pentru a lucra mai eficient. Totodată se blochează diferite activități de background, aici sunt mai multe opțiuni. De exemplu, prioritizarea conexiunii la net pentru jocurile online, iar mai nou în MIUI 10 au apărut shortcut în jocuri. Poți face rapid un screenshot, poți să blochezi notificările, să mai cureți memoria operativă dacă ai un device mai slăbuț sau să înregistrezi o captură de ecran. Apropo de înregistrarea ecranului, MIUI-ul are de ceva timp această posibilitate integrată în sistem, însă pe noua versiune a apărut posibilitatea de a înregistra ecranul cu sunetul din telefon, nu din microfon. Asta e o veste super tare pentru gameri care adesea înregistrează jocurile, le încarcă pe YouTube, chiar și eu pentru acest review am folosit această funcție și e mega comodă pentru că la alte smartphone-uri trebuie să le faci root, să te chinui, dar aici ai totul așa frumușel integrat. Ne mai oprim un pic la înregistrări, că utilizatorii de Xiaomi sunt privilegiați aici. Mulți știu că există posibilitatea de a înregistra convorbirile manual, însă dacă arunci o privire în Call Settings, poți seta ca MIUI-ul să înregistreze automat toate convorbirile cu anumite numere. Asta e foarte util când e vorba de serviciu sau elementar când prietena spune că nu, ea nu a zis așa ceva. Încă o chestie mega utilă e Dual Apps. Aici nimic complicat, îți dublezi aplicațiile de care ai nevoie. Asta e mega comod pentru Messenger, poți să ai două Vibere, două WhatsApp-uri sau chiar și în joguri. Le dublezi și îți trimiți cadouri de la un profil la altul, totul de pe un singur telefon. Dacă vrei ca cineva să nu-și bage nasul unde nu-i fierbe oala, MIUI-ul are integrată funcția App Lock. Alegi oricare aplicație, setezi o parolă, fingerprint-ul și atunci când o deschizi, trebuie să le inserezi, iar notificările și conținutul din aceste aplicații nu va fi afișat fără parolă.
Se știe că Xiaomi se inspiră foarte des de la Apple, iar asta uneori e chiar benefic. Acum și pe MIUI poți face share la parola de Wi-Fi, doar că nu e ca pe iOS, unde oferi permisiunea altor iPhone-uri. Aici apeși pe share, apare un QR code, îl scanează oricine are nevoie și primește parola integrală. Același lucru merge și când creezi un hotspot. Asta e mega util chiar și atunci când nu ții minte parola unui Wi-Fi la care te-ai conectat. Și încă un life hack. Pe final, mulți nu știu, dar Xiaomi-urile ce rulează pe MIUI 10 au posibilitatea de deblocare cu fața, doar că ea nu este prezentă în setări. Pentru ca ea să apară, intră în setările adiționale ale telefonului, acolo vei găsi regiunea, care trebuie schimbată pe Singapore, China sau Hong Kong. Apoi te întorci la meniul lock screen și parole și vei găsi opțiunea de a adăuga fața. MIUI 10 într-adevăr a adus multe îmbunătățiri, dar totodată s-a apropiat mai tare de Androidul stock. Interfața lucrează ceva mai bine cu serviciile Google. Avem opțiunea de picture-in-picture pentru unele aplicații, posibilitatea de autocompletare a parolelor salvate pe contul tău Google și foarte multe detalii mici ce pot fi customizate. Dacă vrei să mai vezi astfel de video pe canal Screen, neapărat în comentarii care ai vrea să fie următorul subiect, nu uita să dai un like acestui video și să te abonezi la canal. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!